9.000 de scenariști, adică 98% din membrii sindicatului Writers Guild of America, au încetat să mai lucreze. Se întrerup producții de film, precum și emisiuni TV consacrate, cum sunt talk show-urile nocturne. I need my writers. I need them real bad. Yeah, I got no show without my writers. Mai multe nume grele din industria showbiz-ului au anunțat că sunt alături de scenariști și că, la rândul lor, vor refuza propuneri de noi roluri dacă nu se ajunge rapid la un acord. Scenariștii solicită creșterea salariilor, garanții minime pentru angajamente stabile și un procent mai mare din profiturile generate de avântul platformelor de streaming. În replică, studiourile afirmă că și-au redus costurile din cauza presiunilor economice. What's frustrating is that we just came off of a great rebound from COVID year, and momentum was moving forward, and then something that's completely out of our control. În 2008, greva scenariștilor a paralizat sectorul audiovizual american. Conflictul social a durat 100 de zile și a generat pierderi de $2 miliarde.